bună dimineața. Astăzi ne îndreptăm către Lake District. Și prima oprire o să fie Rising Scape. Avem un drum lung până acolo, mai avem 4 ore jumate. 255 de mile. I got all the signs but I couldn't run then. I don't blame myself, couldn't see. Fiecare zi o să mergem la diferite atracții turistice de pe acolo prin zonă. Am făcut un itinerar destul de frumos și să sperăm că să putem vedea toate chestiile pe care le-am pus acolo. Hey, don't call me up. I know you know what you did, so I'm turning the radio up. Don't wanna hear, it's too late for apologies. Lately I've realized that what goes. Și acum am intrat în regatul Cumbria. Mai avem încă 54 de minute până la prima destinație, Rydal Cave. Am ajuns în sfârșit în Lake District. Numai că e o coadă aici de vreo jumătate de oră. Habar n-am ce se întâmplă. Cred că e accident sau ceva. Acolo e Windermere Lake. E cel mai mare lac de aici. Sunt 16 lacuri. 16 lacuri glaciare. La prima destinație, Rydal Cave. O fac cam rău cu parcarea, că nu prea a fost loc. Aici acum în Anglia e Bank Holiday, e ceva sărbători. Astăzi am plinit regina 70 de ani de domnie. Numai să vedem pe unde urcăm. E chiar acolo în față. Am intrat în peșteră cu ajutorul Florin. M-a ajutat cumva să urc acolo. Dar Ali urcat singură. Așa, într-o secundă. Bine, am avut geanta acolo cu tot echipamentul în ea. Da, normal, eu credeam că asta ce a fost adineori, aia e adevăratul Rydal Cave. Eu înainte m-am documentat și m-am uitat. Și nu o peruca aia din poză. Dar da, am mers noi la... Cred că e mai mică aia, nu știu. Normal, asta îi arată altfel, nu? Da. Da. Arată altfel. E mult mai mare și mai spectaculoasă. Hai să mergem să vedem dacă cădem în apă. Să sperăm că nu. Da. O grămadă de pește acolo. Sper că nu o să facem baie aici. Thank you.
Și am terminat aici, următoarea oprire, Warneside Falls. Hai că am ajuns la, adică n-am ajuns încă, să sperăm că ajungem acolo la Warneside Falls Waterfall. Am venit, nu am găsit parcare niciunde, am parcat undeva la un hotel. Să sperăm că o să mergem pe care era bună, pentru că niciunul dintre noi n-are pic de semnal aici. E gol, suntem în pustietate maximă aici. Da, să sperăm că suntem pe drumul cel bun. Către cascadă. Intrăm pe undeva pe la oameni, prin curte, pe la fermă. Miros de copilărie, miros de balegă de animale. Hai, și până la urmă am găsit unde trebuia să mergem. Mai jos era un pod ca ăsta, dar nu trebuia să luăm pe el, trebuia să mergem pe ăsta. Luăm podul și acolo în spate, dacă puteți vedea, acolo e cascata în sine. Am ajuns în sfârșit, după o cale lungă. Am făcut cam o oră de la parcare până aici, suntem destul de nivelat. Și ați obosit? Avem 50 de minute ca să coborâm jos. Că... Na, ce să fac? Așa mai fac eu, prost. Și am plătit parcarea numai 2 ore, în speranța că o să fie mai aproape, dar nu, e mult mai departe decât credeam. Și avem 50 de minute să ajungem la mașină, dacă nu, amende. Hai că am văzut și cazarea, merg să-și ia băieții ceva de mâncare și după aceea o să mergem la ultimul trail de pe ziua de astăzi. Ultima atracție pe ziua de astăzi o să fie tot o cascadă. Galeni Falls Waterfall. Cam la vreo 15 minute de mers de aici cu mașina. Deci o să ajungem repede. Traseul ăla o să fie cel mai lung de pe ziua de astăzi. Traseul ăla o să aibă 7,5 km. Haide. N-am adus acum gimbalul cu mine. Filmez handsfree. Sper să fie stabilizarea bună. Filmez de pe un iPhone 11 Pro Max. Deci, da, dacă e probleme cu stabilizarea, o să încerc să fac cumva să fie mai stabil. Încerc tot posibil să țin mâna cât de stabil pot eu. Pare destul de interesant. Da, am uitat să vă zic că cazarea pe care o avem în Ambleside, așa se numește village-ul de aici, e un sătuc, orășel, foarte micuț, dar e foarte bine compactat, deci ai tot ce vrei aici în el. Și da, mai de seară, după ce terminăm cu Galeni Falls Waterfall, o să mergem să vedem ce putem găsi de mâncare pe aici. Și Dani? Da. Îl găsești ceva de mâncare pe aici? Nu știu. Unde a plecat Ale? S-a pierdut. Am pornit pe trailul Galeni Falls Waterfall. Ăsta e un trail destul de lung. Are
7,5 km și ora 5. Și din ce m-am uitat pe Google, am văzut că faci undeva 2 ore. Deci a durat ar fi vreo 4 ore, ceea ce a răspuns că noi terminăm 3 la ora 9. Ne-am uitat pe weather și zice că la ora 7 plouă. Deci, nu știu, o să vedem. Poate facem jumate în el, poate facem tot. Vedem cum ne lasă vremea și lumina, să sperăm că avem lumină. Uitați-vă un pic la dealurile astea și spuneți-mi voi mie că nu sunt dealurile din Lord of the Rings, când Aragorn cu Gimli și cu Legolas fugeau după orice urukai. Vouă ce vă place? Vă place trilogia Lord of the Rings sau Harry Potter? Îmi plac foarte mult trailurile astea, care nu sunt atât de populate, nu vin atât de multe persoane aici, poate pentru că sunt puțin mai grele, sunt mult mai izolate ca și trailurile astea normale și te simți tu mult mai wild când mergi pe ele. Trailul ăsta se vede că e mai sălbatic ca și cele pe care am fost până acum, că abia de vezi cărarea pe care merem. Dau la urmă înainte. Avem Google Maps-ul cu noi, offline, dar e ok că pot să văd. E așa cu o linie punctată și pot să văd pe unde trebuie să o luăm. Se cam înurează și nu vrem să ne prindă ploaia aici, pentru că e un teren destul de greu. Asta este. Da, să vă arăt și vouă de unde ne-am dat bătuți. Noi am pornit chiar de acolo, de unde sunt casele albe, și am ajuns până aici. Și gândiți-vă că tot ăsta nu pare mult ce se vede aici pe ecran, dar am făcut sfert și încă puțin. O oră și mai avem încă două, poate, să terminăm, iar două și înapoi. Deci trebuie vreo, nu știu, pe terenul ăsta trebuie vreo 5-6 ore să-l termin tot. Am ajuns la un restaurant, foarte cozy restaurantul ăsta. Am încercat în unele restaurante, dar nu a reușit pentru că e full. Acum, cât e ceasul? 8:30. Deci peste tot unde am fost, au fost full. Să sperăm că e mâncarea bună. Berea unde trebuie. Este un barman român aici foarte treabă, ne-a zis cum merg treburile aici și salariile. Și da, diferite față de Londra, dar la fel și casele și cheltuielile. Internauți. Toată lumea pe telefoane. Merge berea. Cheers. Ca și starter, mi-am cumpărat o supă cremă. Bă, nu știu, zici că e ceva mămăligă, nu știu, cu apă. Hai că-s curios să vedem cum o să fie. Hai să vedem reacția la Flavio când încearcă această supă care arată absolut apetisant. Nu merge, a? Nică pâine cu unt. Nu știu ce e. Habar n-am citit tare. E ceva ce n-ai mai mâncat? Hai cu arunci mâncarea. Steak-ul. Bă, steak-ul meu nu arată așa de bine, sincer să fiu. Da, uite am cumpărat steak-ul ofărit. Sau steak-ul tare. Da, bolovanul ăsta aici. Și ale aici cu burgerul ei. Vegetarian. Terminat de mâncat și trebuie să mergem acasă. Dar problema e că toarnă afară. Deci nu știu ce să facem mâine. Mâine dă șanse de 80-85% de ploaie. Și trebuie să oricum și mai am venit multe din Anglia. Deci
Nu știu, o să vedem dimineața.